După toate experimentele din anul ăsta, chiar mă consider foarte norocoasă. Și de oamenii pe care i-am în jurul meu, și de situațiile prin care am trecut, bune, rele, m-au făcut cine sunt astăzi. La fiecare deplasare, turneu, aparent mă lovesc de situații noi care trebuie să... la care trebuie să găsesc soluții și să... Da, să mă adaptez și să mă autodepășesc în foarte multe situații de genul.